Astăzi vom vorbi despre beneficiile consumului de cacao, pentru că acest aliment prezintă foarte multe beneficii asupra sănătății. În plus, pudra de cacao nu creează dependență, așa cum se întâmplă în cazul consumului de cafea. Aceasta este bogată în minerale precum calciu, magneziu, potasiu, fosfor, zinc, fier, alături de vitaminele din complexul B. De asemenea, consumul de cacao previne bolile cardiovasculare și combate anumite complicații care se întâlnesc la persoanele în vârstă. Beneficiile pentru sănătate ale pudrei de cacao se datorează numeroaselor flavonoide din compoziția bobului de cacao. Dintre aceste substanțe active cu proprietăți puternic antioxidante, cele mai importante sunt catechinele, epitachinele și flavonolii. Acești antioxidanți reduc riscul îmbolnăvirii de afecțiuni grave, cum ar fi diabetul zaharat, infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral sau cancerul. Mai mult, consumul de cacao ajută la buna funcționare a creierului, încetinind în același timp și procesul de îmbătrânire al organismului. Principalele beneficii ale consumului de cacao sunt acelea că reglează nivelul tensiunii arteriale și îmbunătățește sănătatea vaselor sanguine. Mai mult, se pare că are rolul de a menține în parametri optimi sănătatea inimii. Pudra de cacao conține antioxidanți care ajută organismul să împiedice acțiunea radicalilor liberi, care duc la modificarea ADN-ului din celule. Acești antioxidanți ajută, de asemenea, la prevenirea bolilor cardiovasculare. De asemenea, acest aliment curăță vasele de sânge. Flavonoidele din pudra de cacao protejează organismul împotriva apariției bolilor cardiovasculare prin efectul de curățare al vaselor de sânge. De asemenea, încetinește procesul de îmbătrânire prematură și are rolul de a reduce incidența bolilor cardiovasculare. Cacaoa are de asemenea rolul de a combate depresia și de a menține buna dispoziție. Substanțele active din boabele aromate stimulează eliberarea endorfinei și a serotoninei, substanțe numite hormonii fericirii. De aceea, pentru a preveni tristețea, este indicat să consumăm o ceașcă de lapte cu cacao. De asemenea, este un leac pentru pielea deteriorată. Fiind bogată în antioxidanți, pudra de cacao este un leac renumit și pentru împrospătarea pielii deteriorate, iar efectul consumului acestei băuturi se remarcă la scurt timp de la începerea curei. Persoanele care suferă de un tegument deteriorat pot prepara un unguent dintr-o linguriță de pudră de cacao și una de miere. Această cremă se aplică pe față și se menține timp de 15 minute. Apoi se clătește cu lapte degresat. Consumul de cacao are un efect benefic asupra memoriei. Antioxidanții pe care îi conține se află printre alimentele cu cel mai ridicat grad de absorție a radicalilor liberi, iar aceștia au rolul de a reduce degradarea celulelor și ajută la prevenirea unei palete largi de boli, inclusiv cancer și Alzheimer. De asemenea, contribuie la îmbunătățirea metabolizării zahărului din sânge. Există unele studii care susțin că pudra de cacao ar fi benefică inclusiv pentru prevenirea diabetului zaharat de tip 2. În afară de conținutul său ridicat de antioxidanți, pudra de cacao mai cuprinde și antiinflamatori naturali, care contribuie la ameliorarea puseelor inflamatorii. De asemenea, scade riscul apariției cancerului, datorită conținutului ridicat de antioxidanți care protejează celulele împotriva radicalilor liberi.